Disney Channel vă prezintă cele mai tari 5 bătălii din Miraculos. Numărul 1, Gigantitan. Cu o greutate de peste 500 de tone și o înălțime de aproape 20 de metri, e dita mai bebelușul cu o răbdare minusculă. Haideți să vedem cum au scăpat Buburuză și Motan Noir de acest copil problemă. Aici îl vedem pe Motan Noir în poziție perfectă, chiar în fața lui Gigantitan. Cine vrea o acadea delicioasă? Sigur că vrea, dar nu e o acadea, ci o capcană. Buburuză își face apariția, desface brățara și o sparge cu o lovitură incredibilă. Ce prinsoare! Numărul 2, Ripost. Cu puterea de a tăia prin orice obiect și a lansa jeturi supersonice, Buburuză și Motan Noir au avut nevoie de toate abilitățile lor acrobatice incredibile în această bătălie. Au reușit să blocheze sabia cu un, așa e, un calorifer, apoi au tras împreună de el într-o parte și au rupt sabia în două. Cei doi sunt sclipitori! Numărul 3, Glaciatorul. Cu puterea lui de a trage cu înghețată din pumni, acest uriaș de gheață i-a forțat pe Buburuză și Motan Noir să vină cu cel mai complicat plan de bătaie dintre toate. Au avut nevoie de o bancă, un autobuz, o motocicletă, un stâlp, un indicator, bastonul lui Motan Noir și cureaua sa. Motan Noir, leagă 3 semne de circulație de bățul tău. O să facem o elice. Confuzie! Au fixat bastonul de motocicletă cu cureaua, au legat totul de indicator, apoi l-au învârtit cu viteză mare. Un cataclism rapid a făcut praf autobuzul, iar Glaciatorul a fost efectiv spulberat de puterea nemaipomenită a acestei mașinării, făcând din omul de zăpadă un neom! Bate! Numărul 4, Prințesa Parfum și Faraonul. Acumatizați de Scarlet Moth, această pereche periculoasă s-a folosit de puterea de a zbura a Faraonului pentru a stropi câmpul de luptă cu parfum otrăvitor. Dar Regina Albină și Rena Rouge și-au unit forțele pentru o salvare dublă fantastică. Rena Rouge salvează! Rena Rouge a efectuat o alunecare salvatoare perfectă. Apoi și-a aruncat bastonul pentru a elibera încă un acuma în zbor. Iar Regina Albină a salvat-o în ultima clipă pe Rose, care pare că trimite un SMS. Și în fine, numărul 5, Scarlet Ripost și Vreme Tulbure. Ciclon! Cu super viteză și reacții fulgerătoare, Buburuză și Carapace au avut mult de furcă să oprească această echipă îngrozitoare. Carapace, scut! Carapace a dat tonul cu o mutare defensivă incredibilă și a fost cât pe ce să o nimerească pe Vreme Tulbure, dar Ripost a răspuns cu un atac terestru în forță, forțând-o pe Buburuză să facă un elegant salt în spate. Stăbile voastre nu se pun cu Motan Noir, arată-le ce poți! Lupta a continuat cu intrarea în scena lui Motan Noir și a Mimului. Oh, era să-l nimerească pe Mim. Hopa! Și-a pierdut pălăria. Haideți să revedem scena. Aici îl vedem pe Motan Noir cum se rotește cu Ripost în cârcă. Sabia ei a fost cât pe ce să-i taie nasul. Fiu! Apoi Carapace își aruncă scutul și îi doboară pălăria. Fața lui spune totul. Acestea au fost cele mai tari 5 bătălii din Miraculos alese de noi. Voi pe care le-ați alege? Comentați mai jos! Nu vă puteți decide? Atunci urmăriți mai multe lupte grozave în Miraculos la Disney Channel. Abonați-vă pentru mai multe surprize și urmăriți Disney Channel!